Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător. Haideți să vedem la dragoste între el și ea la Vărsător. Pentru luna iulie, să vedem ce se întâmplă. La Vărsător. Aici văd că bărbatul este puțin confuz, instabil. Este din cauza că femeia, ori că dumneavoastră femeia îi face ceva vrăj, ori din cauza că el se comportă ciudat din cauza că ea îi face vrăj, sau din cauza că ea are vrăj făcute, dar oricum văd aici vrăj, văd magie, văd că cineva se ocupă cu magie și ar trebui să nu văd un atac, ca și când un atac de spirite, de, da? Deci, și aici dumneavoastră parcă știți și ați vrea să nu mai aveți, să eliminați aceste vrăji, dar nu puteți, nu veți putea. Aici mai poate însemna și că o femeie este foarte, are o prietenă, poate fi cu părul scurt, părul întunecat, care vă minte, vă înșală, vă ia soțul, vă face vrăj, așa ceva. Ca și când, sau poate fi amanta lui, care la fel face vrăj, care îl confundă, că el nu vede niciun fel de soluții, nu vede, sau nu vede decât pe ea, asta se poate. Oricum, așa, așa stau lucrurile. Supărarea aceasta este trecătoare, este a lui, dar despărțire văd din cauza unei alte femei. Despărțire din cauza acestui șarpe care e aici. Poate fi o altă femeie care face vrăj sau poate fi pur și simplu, pot fi doar vrăjile care, credeți sau nu, există. Văd gelozie, mai pot însemna amanți, trădare. Sau apare ceva în care neplăcut sau ceva în familie, între parteneri, inconveniente care, din cauza amantului, din cauza dușmanilor, în relația de pereche. Cam asta a fost, dar văd despărțire. Cam asta a fost pentru Vărsător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.